Bună ziua, oameni minunați, și bine v-am găsit la această sesiune despre mușchii fesieri. Întărire și activare. Avem nevoie de amândouă aceste acțiuni ca să facem mușchii fesieri să funcționeze optim și să ne ajute la menținerea posturii, la menținerea aliniamentului, dar și la prevenirea durerilor lombare. Mușchii fesieri sunt situați la interiorul, la centrul nostru, fac parte din casa de putere în Pilates. În Pilates am spus că peretele abdominal cu mușchii laterali, mușchii spatelui și mușchii fesieri și cei din interiorul coapselor mențin și formează casa de putere care ne susțin verticalitatea și poziția corectă a corpului. Așadar, ca de obicei, o să noi revenim la aceleași teme de întărire, fortificare și menținere a corpului, de întreținere și de, în această sesiune, de activare și de întărire a mușchilor fesieri care contribuie la bunăstarea noastră. Dacă acești mușchi nu sunt activați suficient și nu sunt lucrați suficient, atunci apar dezechilibre și în special dureri lombare și se scurtează mușchii din spatele piciorului, mușchii care fac legătura între mușchii fesieri și genunchi, mușchii hamstring, și atunci se produc diverse imbalanțuri. Pentru cei care ați mai făcut aceste sesiuni și nu sunt des prima dată pe acest canal, puteți să adăugați benzile elastice în cele două forme și dacă le aveți, bineînțeles. Ceilalți doar urmăriți fără să adăugați nimica și dacă întâlniți un exercițiu care vi se pare dificil, încercați una sau două repetiții și reveniți când puteți să faceți mai mult. Așadar, dacă aveți condiții fizice sau medicale, bine să cereți sfatul medicului înainte de a începe orice regimen de exercițiu. Și începem. Încă o carte pe care nu știu cât de mulți veți fi interesați, dar este ca o enciclopedie. Se numește Laboratorul Mușchilor Fesieri, este în engleză, este scrisă de Brett Contreras și are toate pozițiile, variațiile de a exersa mușchii fesieri, de a combate și de a combate fel de fel de diferențe în corp, de afecțiuni în corp și de a lucra optim. Sunt exerciții care au fost testate în laborator pe sute de persoane, diferite grupe de vârstă. Încă o dată, aceasta este cartea și este scrisă de Brett Contreras. Este o enciclopedie. Așadar, începem. Bine ați venit tuturor celor care sunteți astăzi împreună cu noi, în direct. Mă bucur mult să practicăm împreună. Bună, Lucian, Dalina, Sofia și cățelul minunat Mimi, Teodora, Cristina, Laura și Damian. Bine ați venit tuturor. Minunat când puteți să intrați pe sesiunile live. De asemenea, mulțumesc tuturor celor care intră mai târziu și lasă comentarii și sugestii. Mulțumesc și bine ați venit tuturor și tuturor celor care sunteți noi pe această platformă. Bine ați venit! Așadar, începem! O să începem în picioare și este prima ocazie în care putem să activăm mușchii fesieri. Întâi închidem ochii și încercăm să ne detașăm de lumea din jur, ne centrăm pe coloană, ne punem atenția astfel încât partea dreaptă a corpului să fie simetrică cu partea stângă, umerii, șoldurile, genunchii să fie paralele cu salteaua, tragem ușor buricul spre spate, spre coloană, cu ochii închiși și mintea se duce la mușchii fesieri, mintea, conexia minte și corp, activăm mușchii fesieri, îi contractăm, da? Deci respirăm și contractăm, simțim cum contractăm mușchii fesieri, o să ne concentrăm atenția pe 10 contracții, astfel încât să simțim mușchii fesieri, nimic
nu se mișcă în corp, decât această conexie între minte și mușchi fesier lucrează, da? Numărul 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minunat! Rămânem cu ochii închiși, ne punem atenția pe respirație. Respirația ne aduce în timpul de față, în clipa de față. Aduce mintea și corpul în același loc și, din nou, contractăm mușchii fesieri. În același timp, tragem buricul spre coloană. Facem și aici 10 activări. Deci contractăm și tragem buricul ușor spre coloană cu respirație, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Am stat în lateral și am pus mâinile la o parte pentru a vedea această mișcare subtilă la buric și la mușchi fesier atunci când sunt angajați. O să ne ducem spre marginea saltelei și ușor. Deci, cum tragem buricul ușor spre spate, angajăm mușchii fesier și începem să ne aplecăm ușor în față și vedem acolo unde putem să ajungem pe saltea fără să forțăm. Ridicăm brațele sus spre tavan și întindem coloana de la mușchii fesier până la vârful degetelor. Simțim această întindere în coloană. Din nou, angajăm mușchii fesier, tragem ușor de buric către spate, arcuim coloana și ne lăsăm mai jos spre saltea. În același timp întindem baza mușchii din spatele piciorului, încă o dată sus. Și minunat, ne aplecăm încă o dată ușor spre saltea. Aducem palmele pe saltea și ne coborâm genunchii astfel încât să ajungem pe cele patru. Rămânem aici. Arcuim coloana spre cer, trăgând ușor, deci împingând buricul spre coloana, după care tragem ușor coloana spre, cu buricul spre saltea și ridicăm umerii și mușchii fesieri. Încă o dată, deci încălzim aceste zone, după care le vom lucra mai intens, alternăm între cățelul bucuros și pisica supărată, deci când puteți să vizualizați coloana arcuită ca o pisică care sare la atac, după care ușor tragem buricul spre coloană și vizualizăm poziția unui câine bucuros cu coada sus, capul sus și întindem, ne ducem mușchii fesieri dintr-o parte în cealaltă, astfel încât să simțim întinderea la nivelul șoldului, ca și când am dat din coadă, dar controlăm această mișcare. Da? Încă o dată facem această arcuire. Foarte important să încălzim zonele acestea înainte de a începe să aplicăm rezistență, exerciții de rezistență. Și poziția de relaxare întotdeauna va fi în chair pose, da, astfel încât să simțim cum se relaxează coloana și șoldurile. Da? O să începem să lucrăm mușchii fesieri. Ne așezăm pe antebrațe și de aici angajăm din nou cu mintea, încordăm mușchii fesieri, ridicăm, destabilizăm pe un picior, îl ridicăm în sus, coborăm spre saltea, ridicăm în sus spre cer. Da? Piciorul este drept. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genunchiul îndoit, facem, ajunge pe saltea, după care îl întindem cât mai sus către cer. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Rămâne piciorul din sus și acum îndoim de la genunchi cu călcâiul spre mușchi pe sier și întindem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piciorul întins, pulsați spre tavan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genunchiul jos, celălalt picior întins. Dacă aveți nevoie să protejați genunchiul, puneți un prosop îndoit sub genunchi, astfel încât să fie protejat. Piciorul întins, sus și jos, șoldurile rămân tot timpul paralele cu salteaua, la fel și umeri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piciorul întins, îndoim genunchi, genunchi ajunge spre saltea, după care înapoi sus, cât mai sus, cât mai întins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piciorul întins, îndoim de la genunchi cu călcâiul către mușchii pe sier și întind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piciorul întins, pulsați sus către cer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minunat! Genunchiul jos. Și ne lăsăm în mișcarea de relaxare, poziția de relaxare, cea mai post, în care se relaxează tot corpul, dar deja sper că simțiți cum mușchii fesier s-au activat. De fiecare dată, activarea începe în minte. Da? Deci, mintea se duce la mușchii fesier și încercăm să-i contractăm. Ne ridicăm pe brațe întregi și începem clam într-o parte. Da? Deci, genunchiul rămâne la un unghi de 90 de grade și ne ridicăm la nivelul șoldului sau cât mai aproape. Acolo unde putem, fără să forțăm. Fiecare are alt unghi de deschidere aici, deci nu putem să comparăm un corp cu celălalt, ci ne comparăm doar cu ce s-a întâmplat în corpul nostru acum o săptămână sau acum o lună. Încă 5, 4, 3, 2, 1. Minunat! Piciorul rămâne paralel cu solul sau aproape și întindem piciorul la 45 de grade. Activăm mușchii fesieri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lăsăm piciorul jos cu talpa pe aceeași linie cu genunchiul pe care ne sprijinim și ridicăm ușor de la șold din nou cât de mult putem să depărtăm față de sol, fără să forțăm. Încercăm să ținem corpul drept și cât mai mișcat, numai să izolăm piciorul. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minunat! Ne așezăm din nou pe în poziție de relaxare. Eu o să mă întorc către cameră și întâi începem cu clem, cu scoica în lateral, deschidem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piciorul rămâne sus și îl întindem de la genunchi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Coborăm piciorul cu talpa în linie cu genunchiul care stă pe saltea și îl ridicăm cu control. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minunat. Din nou ne așezăm pe mușchi fesier, exact. Dar simțim și în poziția aceasta de relaxare că s-au activat, că încep să lucreze. Minunat! O să ne întoarcem pe lateral, să lucrăm pe lateral. Da, genunchi îndoit la un unghi de 90 de grade. Aici puteți să puneți benzile. Deci, dacă aveți benzi, puteți să le puneți sau puteți să, dacă aveți benzi elastice, să le împărturiți în două și să sau într-una, depinde de cât de puternice sunt. Deci puteți să încercați cu benzi, dacă aveți, dacă nu, pur și simplu ridicăm genunchiul astfel încât să simțim cum lucrează mușchiul fesier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minunat, tot piciorul sus, paralel cu cel de dedesubt și dacă aveți bandă, nu o să se ducă foarte sus. Dacă nu aveți bandă, îl ridicați până la nivelul șoldurilor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minunat! Scoatem piciorul pentru următorul exercițiu, care va fi genunchi la genunchi, cep mare în aer și aterizăm călcâi la călcâi sau gleznă la gleznă, da? Genunchi la genunchi, gleznă la gleznă. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minunat! Rămânem cu genunchiul în aer, paralel cu solul, aducem genunchiul la nas, activăm mușchii fesier și cu un întindem în față ca la karate, da? Ca și când am lovit un obstacol. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minunat! Lăsăm genunchiul jos. Dacă sunteți prima dată și n-ați mai făcut aceste exerciții, facem un pumn cu mâna, facem pumn și cu partea de knuckles aici, de la încheietura degetelor, facem puțină presiune să se degajeze mușchiul, să nu creeze acid lactic, da? Și să putem să continuăm exercițiile. Deci facem în această zonă. După care deschidem, ridicăm piciorul la un unghi de 45 de grade și facem cercul cu piciorul flexat în față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Întindem vârfurile de la picior și facem cercurile în spate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minunat! Îndoim genunchiul, tragem ușor vârfurile către mușchii fesier și se degajează mușchii din fața al piciorului, mușchii mari, mușchii coați, se degajează, dar se relaxează și mușchii fesier. Tragem ușor de picior în sus și îl întindem. Simțim cum se întinde în spate, în special. Și o să ne întoarcem pe partea cealaltă. Din nou, deci puteți să începeți cu bandă sau fără bandă. În acest punct de 90 de grade la shoulder, la genunchi și la glezne. Deci întâi, gleznele stau lipite și ridicăm doar genunchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
tot piciorul, acum, în același unghi de 90 de grade, fără să, deci, lăsăm glezna liberă. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Scoatem piciorul din bandă și o să facem genunchi la genunchi, glezna la glezna. Deschiderea este mai mare la șold. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minunat! Genunchiul rămâne în aer și îl aducem către nas și întindem piciorul la un unghi de 45 de grade cu vârfurile flexate, deci vârfurile vin către nas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minunat! Același lucru, dacă se acumulează acid lactic, este normal, dacă, deci facem un pumn și încercăm ușor să disipăm tensiunea între în această zonă, între mușchi fesier și coase, da? Deci cu creăm ușoară presiune. După care aducem piciorul la un unghi de 45 de grade, flexat și facem cercul în față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Întindem vârfurile, vârful de la picior și facem cercul în spate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cercurile sunt mici, astfel încât să simțim că activăm mușchii din mușchii fesier, da? Deci, atenția noastră astăzi este pe mușchii fesier. Același principiu de întindere. Când întindem piciorul vârfurile aduse spre mușchii fesier, relaxează tot piciorul, se întinde mai mult partea din fața piciorului, deci mușchii mari din față, coați, dar se relaxează tot piciorul. Ridicăm piciorul sus spre tavan și acum relaxăm partea din spate și o întindem. Și continuăm. O să continuăm cu podul. Deci am făcut exercițiile cu fața în jos, pe fiecare parte și acum cu fața în sus, da? Exercițiile acestea aproape toată lumea poate să le facă, doar dacă aveți condiții fizice sau medicale, nu le puteți face, decât cu sfatul medicului. Deci stâlpile pe saltea la o palmă, aproximativ o palmă distanță de mușchii fesier, puteți să puneți benzile aici. Ne angajăm întâi mușchii fesier cu mintea, îi contractăm și rămân contractați, tragem buricul ușor către coloană și cu această pornire în minte, începem să ridicăm coloana, astfel încât să ajungem în poziția de pod. Când ajungem sus, mușchii din spatele piciorului și mușchii fesier sunt complet angajați, buricul este tras spre coloană. Putem să vizualizăm această mișcare, în special coloana care beneficiază și ea de crearea acestui spațiu între vertebre ca să se mențină flexibilă. În același timp în care mușchii fesier lucrează, deci două părți importante. Lucrăm la flexibilitatea și mobilitatea coloanei și întărirea mușchilor fesier și ai coapselor care să susțină coloana. Numărăm până la 10. Eu o să mai fac încă 5, deci am numărat. 4. Încercăm să ajungem până sus. 3. 2, ultima și rămâne ultima repetiție și rămânem sus, da? Deci, umerii sunt relaxați, corpul este centrat și simetric și suntem cu mușchii fesieri angajați. Acum deschidem ușor
genunchii în lateral și facem niște pulsații aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne coborăm ușor și aducem genunchii la piept pentru relaxare, relaxarea cu fața în sus. Se face aducând, cea mai ușoră relaxare e să aducem genunchii către piept și să rulăm ușor stânga-dreapta, astfel încât să masă coloana și șoldurile. Lăsăm banda pentru moment și aducem din nou picioarele pe saltea, astfel încât să ne ridicăm în pod și să activăm o parte. Deci cealaltă ridicăm un picior în sus. Cel care menține poziția este cel care face rezistența și celălalt lucra mobilitatea. Călcâiul se duce spre saltea și îl ridicăm piciorul într-un unghi de 90 de grade. Da? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minunat! Dacă avem nevoie să punem șoldurile jos, aducem din nou genunchii la piept să dăm o perioadă de o respirație sau două de răgaz, după care revenim, stăm pe aceeași parte, ridicăm coapsele sus în poziția de pod, piciorul în poziția de tabletop, de masă și de aici îl întindem către tavan și îl coborăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minunat! Rămânem cu piciorul acesta în sus și aducem genunchiul către piept și întindem până la genunchi la genunchi. Deci genunchi către piept, genunchi la genunchi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minunat! Ne coborăm șoldurile jos. Piciorul pe care am menținut rezistența, pe acel picior, facem figura 4, îl ridicăm și punem glesna peste genunchi. Mâinile, palmele le intercalăm la baza genunchiului și tragem ușor piciorul către noi, către piept, astfel încât se destinde șoldul opus. Rulăm ușor stânga-dreapta. Deci, din față arată cam așa, da? Din față. După ce terminăm întinderea pe acest picior, le ducem pe piciorul opus. Da? Deci, din nou, le ridicăm conștient, angajăm mușchii fesier, tragem buricul spre coloană. Un picior menține poziția, celălalt lucrează mobilitatea. Lăsăm ușor călcâiul spre saltea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rămânem cu piciorul sus în aer, după care îl întindem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minunat! Genunchi ajunge la piept și întindem genunchi la genunchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coborâm ușor și piciorul pe care am susținut corpul, îl aducem ușor glezna peste genunchiul opus. Să facem figura 4 pe acest picior. Minunat! O să aducem banda sau pur și simplu o curea, un cordon, o curea,
care să ne permită să o punem pe, peste degetele de la picioare și să brațele, să putem să întindem piciorul mai mult decât dacă l-am întinde cu mâna, să-l tragem ușor către noi. Piciorul de alături este îndoit, dacă nu putem să-l întindem, dar dacă îl întindem, observăm că întinderea este mai mare și întindem de la mușchi pesier până în interiorul piciorului. Deci cu cât întindem mai mult, aceste întinderi vi le recomand să le faceți și în afara sesiunilor, deci le puteți face la în pat, la trezire, în timpul zilei, ajută foarte mult. Dacă nu aveți bandă, puteți să luați palmele la baza piciorului, dar și să trageți ușor piciorul către corp. Același lucru cu piciorul opus. Deci întâi încercăm cu bandă sau cu curea, cu orice care să ne permite să aducem vârfurile de la picioare către nas. Deci cu cât aducem vârfurile de la picioare către nas, cu atât activăm mușchii din spatele piciorului mai mult și atunci putem să tragem către corp. Putem să facem cercuri aici, da? Deci dacă stăm cu și facem acest exercițiu cu o cură sau cu o bandă, putem să variem și să facem și cercuri aici și să simțim întinderea mai mult în interiorul coapselor. Dacă reducem doar la brațe, tragem ușor de picior către spate, către noi. Și încercăm să întindem cât putem de mult. Minunat! Aducem picioarele amândouă pe saltea cu deschiderea genunchilor în lateral, brațele pe șolduri. Simțim și osul șoldului cum reacționează la această mișcare. Putem să dăm din aripioare, putem să mișcăm genunchii sus și jos. Fiecare are altă rază de acțiune aici și nu ne putem compara unii cu alții din structură, putem să avem să ajungem cu genunchii jos spre saltea sau nu. Deci nu asta e important. Important este să activăm mușchii din interiorul picioarelor și să întindem, pentru că sunt mușchii care leagă mușchii pesieri de genunchi și sunt mușchi care se contractează prin inactivitate și reduc vascularitatea și pentru că stăm foarte mult pe ei și ideea este să-i facem activ, să-i activăm ca să contribuie la mers, la aliniament, la postură. Putem să aducem amândoi genunchii către piept și cu brațele, cu palmele în interior, aducem genunchii în afară și apăsăm deci pe în talpa piciorului, poziția happy baby, poziția copilului fericit. Cu picioarele în sus, toți bebelușii stau așa, după care aducem tălpile picioarelor împreună și tragem de tălpile picioarelor spre centru, activând și mai mult, întinzând și mai mult genunchii în lateral, deschidem genunchii în lateral și simțim întinderea în coapse. Putem să rulăm ușor de pe o parte pe cealaltă, să simțim cum se activează coapsele și cum se relaxează mușchii pesieri. O să terminăm cu întinderea corpului, ne întindem din vârful degetelor de la picioare până în vârful degetelor de la mâini, aducem palmele cu fața în sus spre saltea și ne întindem aici. Și din nou, închidem ochii și o să ne centrăm pe respirație, aducem palmele de o parte și de alta a corpului, cu palmele în sus spre saltea. Ne așezăm astfel încât să menținem poziția cel puțin 30 de secunde în nemișcare și să simțim cum respirația
vine și curge natural prin noi, duce oxigenul la sângele, duce oxigenul la toate celulele, le hrănește și aduce de la celule tot ce nu mai este folositor pentru a-l elimina. Observăm cum intră respirația și cum iese din corp, doar observăm. În acest fel aducem și mintea și corpul în același loc și ne focusăm, ne centrăm pe respirație. Încă o dată, de simțim acest proces care se întâmplă în mod natural în corpul nostru. Dar în aceste clipe îl și conștientizăm. Aducem mâna dreaptă pe spațiul inimii și simțim bătăile inimii aici. În ritmul respirației, poate, poate nu, cele două forțe vitale care se manifestă în corpul nostru prin respirație și prin inimă, prin bătăile inimii. Indiferent că lucrăm gleznele, mușchii fesieri, brațele, aceste forțe ne mențin și se mobilizează împreună cu noi și cu mintea ca să facă posibilă, poate pentru unii vindecarea, poate pentru unii întărirea, poate pentru unii modificarea razei de mișcare, deci să îmbunătățească condiția corpului. Ne gândim la două lucruri la care suntem recunoscători astăzi, cu mâna pe inimă. Și pentru cei care doriți să rămâneți într-o stare de relaxare mai profundă sau de meditație, puteți să continuați și să opriți transmisia aici. Pentru ceilalți, din nou, creăm mișcare în degete, în degetele de la mâini, de la picioare, în articulații. Aducem genunchi la piept, din nou rulăm stânga-dreapta, ne întoarcem pe partea care este la îndemână astăzi, deschidem ochii și încet ne ridicăm. Înapoi revenim la viața cotidiană, la camera pe care o cunoaștem în fiecare zi, la treburile zilnice pe care le-am făcut sau nu le-am făcut un ritual în viața noastră. Eu vă mulțumesc pentru astăzi, minunat când putem să practicăm împreună. Sper că v-a fost de folos, v-a fost de folos aceste mișcări. Sper să reveniți la ele, să poate salvați această sesiune, pentru că cu cât activăm și folosim mai mult mușchii fesieri, cu atât salvăm coloana și o menținem flexibilă și fără durere. Și ne ajută foarte mult să menținem aliniamentul și poziția, verticalitatea noastră corectă, fără să avem dureri sau imbalansuri de pe o parte pe cealaltă. Să sper că și dacă simțiți o diferență de pe o parte pe cealaltă, este doar să conștientizați ce anume trebuie lucrat în corp și fiecare, deci pe măsură ce facem aceste exerciții, ne dăm seama ce anume avem nevoie să întărim, ce anume avem nevoie să întindem, unde sunt mușchii care s-au contractat din cauza de inactivitate, în special mușchii din interiorul picioarelor care ar trebui să ne ajute la mișcare, la plecare, la ridicări. Și atunci știm și devenim mai conștienți și ne putem controla corpul decât să fim noi ca corpul să ne controleze pe noi. Deci ideea este să, cu fiecare sesiune, să ne cunoaștem mai bine, să știm ce părți avem nevoie, să lucrăm mai mult și de fiecare dată să simțim cum corpul se revitalizează și are o nouă energie și ne simțim mult mai bine, sper eu, după fiecare sesiune. Vă mulțumesc mult încă o dată pentru efortul care îți face să intrați la sesiunile live și pentru cei care vedeți aceste sesiuni mai târziu. Mulțumesc pentru feedback. Mă bucur că suntem aici împreună. Lucian, Dalina, Sofia, cățelul minunat Mimi, Teodora, Cristina, Laura,
Damian, Laura, minunat, minunat când puteți să intrați pe aceste sesiuni live și tuturor celor care sunteți noi, bine ați venit! Bine ați venit și celor care vedeți aceste emisiuni mai târziu. Dacă nu ați subscris, vă rugăm să subscrieți, ne ajută să menținem aceste sesiuni gratuit și să le putem efectua zilnic și împreună, de când putem. Vă doresc o zi minunată, vă aștept când puteți pe emisiunile live și pe curând. La revedere!